Tragedie în comuna Plopșoru. O fetiță de 11 ani care se plimba cu bicicleta pe drumul național ce tranzitează localitatea a fost accidentată mortal. Micuța a încercat să traverseze strada ilegal, moment în care a fost lovită în plin de autoturismul condus de un bărbat de 41 de ani din Târgu Jiu. În cursul zilei de ieri a fost primită o sesizare prin apelul 112 cu privire la faptul că pe drumul național 66 Olari din comuna Plopșoru a avut loc un accident rutier. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 41 de ani din municipiul Târgu Jiu ar fi acroșat cu autoturismul pe care îl conducea dinspre localitatea Filiaș către Târgu Jiu, o minoră în vârstă de 11 ani care, fiind lăsată nesupravegheată, s-a angajat în traversarea drumului public cu bicicleta prin loc nepermis și fără să se asigure. Șoferul care a accidentat mortal fetița este cercetat acum într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.